Da, frățică? Alo, salut, George. Voiam să-ți spun doar că m-a deranjat foarte tare în seara asta când m-ai făcut lachie la masă de față cu toată lumea. Ce ai, mă? Era o glumă, ești nebun. Nu mai este genul de comportament pe care eu îl accept față de mine. Bă, ce-i, mă, prințeso? Ce pula mea ai? Ți-a venit ciclu și ți-a curs sânge albastru? Ce ai, pe bune? Noi ne muim de când ne știm, că doar suntem tovarăși, nu? Ascultă-mă, nu mai tolerez... Bă, nu cumva e aia lângă tine și îți dictează ce să-mi spui mie? Ascultă aici, nu ne aude nimeni, sunt un bărbat independent, sigur pe el, inteligent și foarte controlat. Ajută-mă, frate, deci pe bune, parcă ea e un popușar și eu sunt o marionetă. Nu știu ce să mai fac, te rog, eu ajută-mă. Sunt teleghidat, parcă avea o telecomandă către mintea și către sufletul și către penisul meu. Ajută-mă, te rog, eu frumos. Și niciodată să nu te mai aud că îmi arăți lipsă de respect de față cu alte persoane. Bă, știi ceva? Hai că ești deja nesimțit. Ce tot cu fazele astea? Ce tot faci atâtea figuri? Pe mâine, chiar mă enervez că, bă, noi suntem tovarăși de atâta timp, de atâția ani. Am mâncat din aceeași farfurie, am făcut aceeași școală. Și acum, bă, știi, deja mă super enervez. Ești chiar nesimțit. Ia, hai, pa, lasă-mă. Hai, pa. I-am zis-o bine, nu? Foarte bine.